Bună seara, că avem și să... Să cobor puțin pe la baltă, să vedem ce mai fac cărașii pe aici. Am luat undița. Undițile încă sunt frumoase pe 14 septembrie. Pe mine încep munca, mai avem și pătragină pe aici. Asta e păpădie. Păpădie foarte bună pentru eliminarea apei din țesutul. Nu avem bani, ia păpădie multă. Pătlagină. Și mă, ce și amândele s-au trecut, mă, ce? Altele s-au făcut, am adunat și eu niște pădicel. Asta e... Fiment. Să iau niște mente de asta, să fac niște conserve de pește, să bag niște mente în ele. Nu sunt câteva roșii pe acolo. Ce mai distingem noi pe planeta asta pe aici? Vedem ce fac. Am luat niște mese. Pâine să văd ce mai fac cărașii pe aici. Aici cu o pară pe aici. Prin pantierul stopasca. Nu se pară toată de aici. Căzută din scop. Ce frumoși, ce mari sunt la suprafață, frate. Nu să vedem dacă mai mai multe ăștia, ce ziceți? Ce mare, ce mare, ce stau liniștit, frate. Stau liniștit, da? Mi-a zis prietenii Iulica că la asta de la... Vreau să-i pun un docol, să nu se mai dați umple în marcă. Domnul Iulica, da, voi termină de la Drăgășeni. Vreau să lipească o barcă la neamul în boc. E un băiat în Pitești care lipește bărci. Ia, vedem cum se este. Am uitat de mult. Da, și la pâine pe seara. După aia, dacă este mama, încă lucrez două nopți, lucrez două nopți libere. Între astea, două nopți, a doua zi, sper să fac. Și după tura de noapte mă duc și pe la Olda dacă repar mașina. Nu s-a făcut mașina.
Thank you.
pâine. La plătică. Vedeți că toamna mănâncă tot unul de caraj de mort. Ce sare. Se mișcă cresurile.
Trebuie pe cringe. Dacă care să nu merge. Ca să ne filmăm prin natură mai. E moral, aștept. Partea a doua. Vedem dacă revin asta.